Veste bună pentru moldovenii care suferă de disfuncție erectilă. Potrivit medicilor, cu această problemă se confruntă 6 din 10 bărbați de la noi din țară. Acum, afecțiunea poate fi tratată pentru totdeauna cu ajutorul implantului penian, ce permite obținerea unei erecții asemănătoare celei naturale. Operația se efectuează de mai bine de 4 ani în Europa, iar din acest an va fi realizată și în Republica Moldova. Potrivit medicilor, disfuncția erectilă la bărbați poate apărea ca urmare a stresului, oboselii, alcoolului, fumatului, dar și din cauza mai multor boli. Este disfuncție erectilă endocrină cauzată de patologie a sistemului hipotalamo-hipofizar, este disfuncție erectilă organică cauzată de diabetul zaharat, de patologia glandei tiroide și cauzată de hiperprolactinemie. Restabilirea funcției organului genital masculin se face și prin tratament medicamentos, doar că aceasta este o soluție temporară. Afecțiunea poate fi tratată definitiv cu ajutorul implantului penian. E costituita da 3 rivestimenti, da 3 camicie, ha del silicone sulla punta per renderla più resistente, ma la cosa molto importante è che è una protesi che è completamente rivestita di antibiotico. Questa cosa che permette di rilasciare antibiotico per 30 giorni ha azzerato completamente il rischio di infezione. Operația durează 15 minute, iar activitatea sexuală poate fi începută după 30 de zile după implantare. Il paziente avrà una normale sensibilità, un normale orgasmo, l'eiaculazione sarà completamente fisiologica e quindi questo tipo di paziente potrà anche procreare, quindi avere normalmente dei figli, una normalissima attività sessuale. Intervențiile vor fi efectuate la Centrul Municipal de Andrologie din Chișinău. Deocamdată nu se cunoaște care va fi prețul unei astfel de operații în țara noastră. În Europa, implantul penian costă între 10 și 20 de mii de euro.